Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un silver cu 141 de gold, furnace și ice spirit, două golden chesturi. Hai să vedem, 549 de gold, royal delivery, fire spirits, mega minion și lining. Ok, și încă un golden chest care are 564 de gold, bomb tower, royal delivery, goblins și mini P.E.K.K.A. Bun, mai avem aici și un crown chest. Hai să vedem ce găsim în el. Sper să avem și gemuri. Da, avem 1050 de gold, două gemuri, skeleton barrel, goblin hunt, royal delivery și elixir collector. Bun. Băi, și haideți acum să jucăm la War. Vedem că cei de la Tomorrowland sunt încă pe locul întâi, dar suntem foarte aproape de ei, la mai puțin de 1000, de fapt 1000 și un pic de fame-uri. Și o să-i atacăm, baza. Da, dau destul de multe scuturi care trebuie doborâte. Dar hai să începem cu un... cu decul numărul 3, decul cu balon. Balon, giant skeleton și elixir, nu, lumberjack. Mai avem acolo și trimitem aici și minions. Trimitem acolo și un și un health spirit. Punem aici un Inferno Tower. Ok, am pus și balonul. Da, și să vedem dacă reușim să doborâm și al treilea turn. Încercăm aceeași strategie cu lumberjack și balon. Ok, a ajuns pe turn lumberjack-ul, nu, balonul. Ok, asta va fi probabil ultimul atac. Nu cred că vom mai reuși să ajungem pe turn cu acel balon. Hai să dăm un zap. Da, și din păcate nu reușim să-i scoatem și ultimul turn. Mai rămâne cu foarte puțin la viață. Dar vom ataca în continuare. Cred că voi folosi... decul cu golem, din ce mi-am amintesc că nu era prea bun în acest mod de joc. În schimb, ultimul a fost bun cu elixir collectorul. Vine și bandita. Da, și ar trebui să-i dobărâm turnul fără prea mari probleme. Bun, obținem victoria. A, din păcate, consumăm al doilea deck, oare am fi putut realiza mai multe. Din ce mi-aș fi dorit cu 3 decuri să-i scot acele turnuri cu primul deck și cu încă 2 să-i scot încă un scut. Ok, hai să luăm acum ultimul deck, sper să facem o figură bună aici. Începem cu Rascals din spate. Pune Battle Healer-ul plus acel Firecracker.
Okay, și hai să vedem cum se descurcă acolo trupele. Da, aproape reușim să doborâm turnurile și chiar în ultimul minut obținem să doborâm primul turn. Bun, hai să vedem cum ne descurcăm aici. Trimitem și un elixir golem. Și din păcate ne rupe acel golem. N-am fost atenți. Trebuia să-l distragem cumva. Da, și ultimul atac îl vom da cu deck-ul nostru clasic. Cred că vom face față. Da, având acel... Tesla. Da, Tesla cu mini pack ar trebui să... și atât de aproape să-i prindem și Skeleton Bomber-ul. Ok, să punem Tesla aici un pic mai în spate. Ei, luăm, din păcate, două hituri din partea... Punem Valkyra și vom trimite Hog-ul pe partea dreaptă să mai obținem câtva damage. Ei, aproape îi scoatem acolo turnul din stânga și acum ar trebui să avem grijă să ne apărăm. E destul de greu cu acest golem. Da, și nu vom reuși să oprim acest atac. Da, băi, un deck foarte bun pentru defense. Acesta cu golem, cu Nightwitch. Și din păcate nu reușim mare lucru în aceste ultime două meciuri. Dar, băi, măcar i-am mai slăbit un pic. Bun. Haideți să continuăm și cu un match în arenă. O să dăm un match de 2v2. Pentru că n-am mai jucat de ceva vreme. Suntem foarte aproape de a trece în următoarea ligă și anume cred că Master 2 sau Master 3, nu sunt sigur. Dar până atunci hai să mai obținem un chest. Și avem nevoie de o victorie pentru asta. Trimitem aici Valkyra în față. Dăm și o rachetă pe acel wizard. Așteptăm Electro Dragon-ul și trimitem Hog-ul în fața lui. Nu reușim să scăpăm de Baby Dragon și ne scoate Electro înainte de a ajunge pe turn. Spunem Tesla. Scăpăm acolo de Hog. Și hai să trimitem mini pack în fața Knight-ului. Probabil va trimite Hog-ul în stânga. Dar hai să așteptăm să avem elixirul pe full din nou. Și vom porni cu arcașele din partea stângă. Punem aici și Valkyra. De fapt, mai degrabă, hai să dăm o rachetă pe acel wizard. Da, din păcate ratăm turnul.
Ah, și pierdem acolo acel P.E.K.K.A. mare. Dar overall stăm destul de bine cu damage-ul pe turnurile lui. Chiar dacă am activat și King Tower-ul, stăm un pic mai bine decât el. Să punem aici un mini P.E.K.K.A. Trimitem Hogul și ar trebui să obținem victoria destul de curând. Dacă reușim un hit aici cu Hogul, am mai fi avut nevoie doar de un singur, de o rachetă. Dacă nu, oricum, probabil rachetă plus... Da, și obținem victoria. Hai să vedem ce... chest vom primi. Avem un silver și 44 de gold. Bun. Păi, între timp, uite, dacă puteți vedea că am strâns destul de mult gold. Și hai să ne mai maxăm câteva cărți. Băi, din ce am observat, Sunt câteva cărți pe care aș vrea să le am maxate. La ori, din păcate, nu voi folosi decât cărți maxate, așa că nu o să mă bag momentan la epice, doar dacă voi avea, dacă voi putea maxa o carte epică. Dacă nu, o să merg cu toate comunele maxate și apoi ușor vom face trade-uri și vom încerca să maxăm una câte una. Bun. Hai să vedem. Băi, din ce am văzut, Fire Spiritele ar merita maxate. Și o să începem cu ele. Ok. Mai putem maxa și beții, care la fel le-am putea folosi în câteva situații. Chiar și pe Boat Defense. Chiar și pe deck-urile de atac. Ok, și mai rămân 98.000 de gold. Băi, 98.000 de gold pe care... vedem, am putea crește Skeleton Dragons. Băi, de fapt, trebuia să-mi cresc eu Skeleton Dragons-ul. Și cred că așa vom face. Hai să-l ducem în level 11. Și ba chiar în level 12. Bun, și Skeleton Dragons va fi următoarea carte pe care vom maxa de îndată ce vom strânge 100.000 de gold. Bun, mai avem și 34.000, aproape 35.000 de Star Points și putem să golduim câteva cărți. Hai să vedem, o să facem beții. Și o să mai facem, hai să vedem. Hai să facem Elixir Golemul, pentru că îl folosim în acel deck, deck-ul numărul 4. Și mai avem voie să mai facem o singură carte. Și să ne gândim, o să mă gândesc ceva între astea 3 cărți. Și cred că vom face... Muschetir, Hell Spirit, Oglinda, nu știu ce animație are Oglinda. Fire Spirit, e dubios. Hai să facem Fire Spirit-urile. Nu știu cum ar putea arăta maxate, golduite de fapt, dar hai să le facem. Nu știu, poate vom remarca în meciuri. Bun, și mai avem 2, 4, 6, 8 cărți care sunt disponibile pentru maxat, pentru golduit, de fapt. 8 cărți maxate care nu au nicio stea.
Da, curând le vom face pe toate. Deja începem să creștem mai rapid în Star Points decât în Gold. Da, practic ajungem mai repede la 10.000 de Star Points decât la 100-150.000 de Gold. Pentru că primim pentru toate rarele, primim Star Points pentru mare parte din comune și pentru câteva epice și cele două legendare pe care le avem la level maxim. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!